Vă vine să credeți sau nu, în magazine s-au omenajat raioanele dedicate Crăciunului, de la brazi artificiali până la suporturi de lumânări, beteale, ornamente, șervețele sau tacâmuri, toate se găsesc în raioanele dedicate sărbătorilor de iarnă. În marile magazine au apărut deja și brazi gata împodobiți. Trebuie să știți însă că dacă alegeți să vă împodobiți singuri bradul acasă, culoarea în tendințe pentru anul acesta este violet. Ornamentele sofisticate au apărut și ele pe rafturi. De exemplu, acest trenuleț a făcut deja furori, atât printre copii, cât și printre adulți. Cum face trenul? Îți place? Aia. Cred că ne orientăm asupra trenului, că e nebunit după tren, o mașinuță. Prețurile ornamentelor sunt pentru toate buzunarele. Pornesc de la câțiva lei pentru globulețe sau beteală și cresc în funcție de pretenții. Iar cine vrea neapărat să-l ia acasă pe Moș Crăciun, poate să o facă. Îl găsim și pe Moș Crăciun în hipermarketuri și a făcut deja apariția, deși mai este mai mult de o lună de zile până la Crăciun. Nu ne rămâne decât să îl rugăm să fie darnic cu noi în acest an. Pentru știri, Alexandra Dragolea.